Dragilor, astăzi mi-am propus să filmez un clip despre produsele mele neîncepute. Mi-au plăcut foarte mult clipurile voastre și m-au inspirat. Am fost extrem de curioasă să văd ce păstrează fiecare în cutiuța cu comori și m-am gândit că poate vreunele dintre voi sunteți curioase ce păstrez eu în cutiuța mea. Le depozitez într-o cutie albă, destul de mare, și îmi propun de fiecare dată când o văd plină să mă oprez din a mai cumpăra alte produse, dar nu reușesc ca de fiecare dată. Ce am găsit aici ar fi de la L'Occitane, din gama Flori de Cireș, o cremă de mâini de 30 de ml. Cremele acestea de la L'Occitane sunt foarte bune. Sunt de calitate întâi cei drept, sunt destul de scumpe. Această cremă de 30 de ml costă 33 de lei. Au un miros delicat și hidratează foarte bine. Ce nu-mi place la ambalaj este căpăcelul acesta, care este foarte mic și în cazul în care ești în transportul public sau într-o zonă nu foarte igienică, ușor îți alunecă între degete și trebuie să-l culegi de pe jos. Gelul de duș de 75 de ml, varianta aceasta travel. La fel, miroase foarte bine, face spumă și îți lasă pielea destul de catifelată, dar prețul nu este pentru toți, din păcate. Probabil că ingredientele sunt naturale și de aceea au pus un preț mai mare. Am acest săpun care miroase deosebit, savon de Marseille, cred că am pronunțat corect, de violete, da, de violete sau viorele, este natural 100%, eu l-am luat cu 10 lei, cred, de la Bambu, de la magazinul Bambu. Să știți că l-am luat cu foarte mult timp, m-a convins o prietenă și ne-am luat toate. Deci l-am luat, cred că acum un an de zile și mirosul a rămas la fel. Deci pur și simplu, chiar dacă ambalajul s-a deteriorat, mirosul săpunului este la fel. Se încă persistă. Mai am aici două paste de dinți care le-am primit de la o prietenă în două variante. Anti-plague și white tendon. Ele sunt tot așa în travel size, asta nici nu le-am folosit, m-am gândit că le-aș putea lua în vacanță. Sunt micuți așa. Au 7 ml și eu zic că sunt ideale pentru un weekend prelungit sau o vacanță de aceasta mai micuță la sfârșit de săptămână. Mai am aici de la Vichy un demachiant integral pentru piele sensibilă. Spune că loțiune de machiantă, loțiune tonică și de machiant de ochi în același produs. La fel și pe acesta l-am primit cadou. Nu pot să vă spun exact cât costă, că nu m-am interesat ce-i drept în farmacie. Eu prefer de machiantele spălare, deci după ce cele gen să pun sau loțiune de curățare. Dar în vacanță sau dacă vreau să-mi hidratez mai mult tenul, o să încep să-l folosesc și pe acesta. Mai am un ruj pe care nu l-am desfăcut de la Number 7, din farmaciile Sensibui. Îl arată așa. Nuanța este aceasta. Coral Rose. Intenționez să-l fac cadou surorii mele. Sau mă mai gândesc, depinde, că aș vrea să mai iau și o altă nuanță. Deocamdată îl păstrez așa, să văd exact ce o să fac cu el. Mai am o loțiune de corp de la Dove, 10 zile de hidratare, Deep Care Complex, pentru piele uscată, la fel tot din farmacie l-am cumpărat. Îmi place că la farmaciile Sensiblu au etichetate prețurile pe fiecare produs și pot să-mi dau seama cât am dat pe el. Asta a fost 23 de lei. Nu l-am folosit până acum, e mirosul specific de Dove. Cu lapte, văd că e acesta. O să încep să-l folosesc. De obicei nu prea folosesc creme de loțiune de acesta de corp, dar
în ultimul timp am încercat experimentul ăsta de a le folosi și se vede diferența și o să continui. Mai am o rezervă de ceară de la Silențium, cred că de la... Eu mi-aduc aminte că am luat-o de la Carlos, dar nu cred că e de la Carlos. Ceară liposolubilă pentru epilare perfectă. Am un aparat de acela cu ceară rece și am păstrat... Am cumpărat o rezervă pentru el. Deocamdată n-am folosit-o, când o să vină sezonul cald, sigur o să o folosesc. Mai am ceva în cea din aparat. Mai am, tot de la L'Occitane, un lapte parfumat, un lapte de cor parfumat, cu aromă de magnolie și mure. El costă 29 de lei în varianta de 50 de mililitri. La fel este, mi se pare destul de scump. Eu l-am găsit la o reducere și cred că am dat 10 lei pe el. La fel, travel size, probabil că o să-l folosesc într-o vacanță. Mai am un fond de ten de la Bourjois. Eu mi-am luat, deci fond de ten Healthy Mix. Numărul 51 mi-am luat eu, Light Vanilla. Încă nu l-am folosit, nu știu exact ce consistență are. Sigur o să vă comunic imediat ce o să încep să-l folosesc. Deocamdată îl am pe cel de la Number 7. Și sunt destul de mulțumită de el. De obicei nu-mi place să încep 2-3 fonduri de ten odată, pentru că am impresia că expiră mai repede și își pierd textura aceea cremoasă de la început. Tot cadou am primit o cremă de la Eucerin, Aquapori. M-am avut eu și gelul de duș, mi l-am arătat în filmulețul cu terminatele lunii. Eucerin Aquaporin Activ, cremă de corp rich. Acest produs a fost special creat pentru hidratarea optimă a pielii, corpului, pentru o durată cât mai lungă. Probabil că este extrem de hidratantă, la fel sunt convinsă că nu va avea miros. În general, cremele de la Eucerin nu au miros. O să văd exact cum o să se comporte pe pielea mea, dar cele de la Eucerin sunt destul de bune. Mai am o cremă de față. Deci asta este o cremă hidratantă, nu știu pentru ce tip de ten este. La fel, tot un cadou am primit-o, am primit mai multe în același set. Ea arată cam așa. O să văd ce scrie. Serolis vizaj, are o acțiune intensă de hidratare, deci este pentru ten uscat, asupra tenilor uscate și foarte uscate, conferă o senzație imediată de confort, suplețe și catifelare. Aplicați un strat fin de cremă pe față, o dată sau de două ori pe zi, dimineața și seara. Da, astea sunt, cred că sunt foarte bune. Eu am folosit la ei gelul de curățare și a fost foarte bun. Nu știu exact cât costă nici asta, dar probabil că este destul de scump. Prietena de la care l-am primit lucrează în farmacie și probabil că pentru ea este un pic mai avantajos. Din acest produs am folosit, l-am aplicat odată, este un exfoliant pentru față de la Number 7, Beautiful Skin Exfoliant Radiant. Mi-a plăcut, din câte am citit pe el, trebuie folosit o dată sau maxim de două ori pe săptămână. M-am hotărât să-l folosesc cam o dată pe săptămână. Particulele abrazive sunt destul de mare, deci dacă aveți tenul sensibil, s-ar putea să vă cauzeze pentru că zgârie un pic pe față. El costa 55 de lei, dar există niște reduceri în farmacia Sensiblo acum. În condițiile în care aceste produse de la Boots este pe piață, cel puțin din farmaciile acestea, nu știu dacă mai există și alte magazine care le comercializează, este pe piață, nu o să mai existe în farmaciile Sensiblu și reduc orice produs începând cu 50%.